Pregătirea preoperatorie. Toate pacientele vor fi consiliate de chirurg, anestezist și asistente medicale încă înainte de a se interna în spital. Vor discuta despre așteptările lor și despre modul în care va fi decisă îngrijirea medicală de către echipa medicală. Viitoarele paciente vor fi informate prin broșuri sau link-uri ale spitalului, unde pot să găsească informații despre acest protocol ERAS. Pacientele vor fi consiliate să întrerupă consumul de alcool și fumatul cu cel puțin o lună înainte de operație. Vor fi îndrumate să facă analize care să identifice o eventuală anemie sau un diabet care au nevoie de corecție preoperatorie. Se recomandă întreruperea pilulelor anticoncepționale sau medicației de substituție hormonală menopauzală. Odată internată în spital, pacienta va fi informată că pregătirea mecanică a intestinului, clisma sau laxativele nu fac parte din protocol și nu vor fi utilizate de rutină. De asemenea, nu se recomandă postul preoperator. Pacienta va fi încurajată să consume alimente lichide cu până la 2 ore înainte de operație și alimente solide cu până la 6 ore preoperator. Este încurajată să consume lichide dulci care reduc rezistența la insulină postoperator. Folosirea medicației preoperatorii care să reducă anxietatea nu este recomandată. Pacienta va fi consiliată ca pentru a reduce riscul de tromboflebită, va primi anticoagulante, atât preoperator cât și postoperator, și va purta ciorapi antitromboză postoperator. În seara dinaintea intervenției chirurgicale sau în dimineața acesteia, pacienta va face un duș cu săpun antiseptic pentru a diminua concentrația de microbi de pe suprafața pielii.